Voleibalistele de la Unica au încheiat un an 2014 foarte greu, din toate punctele de vedere. În ciuda unui loc modest în campionat, principalul Marian Constantin a confirmat încă o dată că nu pleacă de la echipă și are speranțe mult mai mari pentru anul care vine. Dacă aș pleca, aș fi ipocrit și aș fi un nebun. Deci în situația asta nu mai las și pleacă, ceea ce nu-i cazul meu. Da, să înțeleg că sunteți optimist pentru 2015, spuneați dumneavoastră mai devreme, vin și acele două jucătoare? Vin și acele două jucătoare, își revine și accidentata, după ce am fost cu un lot numeric restrâns, am mai avut și parte de accidentări. Da, Dumnezeu le face pe toate și să sperăm că la anul să fie mult mai bine. De sărbători unde mergeți? De sărbători nu prea avem timp să ne distrăm. Mergem pe la București puțin, pe la mama, pe la tata, știți că o pomana porcului, o țuică fiartă și revenim cu forțe proaspete și să dea Dumnezeu să la anul să fie mai bine. Cel mai mult ce vă doriți de la Moș Crăciun? De la Moș Crăciun? Cele două jucătare. În rest, eu o să fac pe Moșul. CSM București, adversara de sâmbătă a Unicului, este una dintre principalele candidate la cucerirea titlului național în actuala stagiune. Formația din capitală a încheiat prima parte a campionatului pe primul loc după un tur aproape perfect în care a înregistrat o singură înfrângere. Ce vă doriți în acest campionat, Cristina? Bineînțeles, să rămânem pe primul loc, să luăm campionatul și cupa. Astea două sunt obiectivele. Cu cine credeți că vă luptați acolo sus la vârf? Cu echipa din Blaj. Eu cred că ea ar fi singura echipă care ne-ar pune probleme mai mari la final.